Vreau să vă spun că o echipă tânără și mai avem așa de vârsta a doua câțiva care coordonează această activitate și care s-au încăpățânat să țină stațiunea de cercetare pe, în topul cercetării din România și nu a lăsat această stațiune de izbeliște și, sau dacă vreți, să se distrugă. Eu am mai spus-o și cu altă ocază. Stațiunea de cercetare Popovuț este un brand al nostru, al fermierilor, crescători de oi caracol în primul rând și de ce să nu vină în viitor și pentru sectorul vegetal. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să invit tot personalul prezent de la stațiunea de cercetare Popovuțe astăzi aici și chiar vă rog să veniți să vedeți ce echipă tânără are stațiunea de cercetare. Vă rog, doamna șef contabil aici, domnul doctor Florea Marian, domnul inginer șef Nechifor Bogdan, domnul inginer Nechifor Daniel, da, domnișoara ingineră Ioana Turcanu, domnișoara tehnician Oana Onciu, domnișoara ingineră Ana Goldișor și invit pe domnul președinte al Comisiei de Agricultură să mâneze distinția pentru stațiunea de cercetare Popovuț, care ea cu siguranță își va găsi locul în muzeu, o creație fenomenală a unui artist din județul Botoșan și anume Caliniu Calina. Eu mă încurc cu numele la aici, dacă îmi dați voi să citesc exact pe spate. Deci este creația Agnes de Țing Atelier. Altceva de genul, design atelier. Și vreau să vă spun că stațiunea de cercetare Popovuț o merită pe deplin. Nu mai pomerită pe plin, dar este un unicat, așa cum spune chiar și artistul pe care a făcut-o și e unicat și prin rața caracul pentru noi și rața tălăprea de dumneavoastră, echipe frumoase pe care o aveți, mulți ani în continuare și am onoarea, într-adevăr, să vă dau acest. Și domnul l-aș invita aici alături de mine și pe domnul profesor, domnul Pascal, să putem să... Acest trofeu chiar e un trofeu. Rasa Calacur, cred că este emblema nu numai a Botoșanului, cred că este a noastră, a Moldovei în special. Deci domnul profesor Pascal este secretar științific la stațiunea de cercetare Popovuț. Vreau să vină mai aproape tinerii, iată echipa tânără de la stațiunea Popovuț și vreau să facem o poză cu toții împreună. Îl invit și pe domnul deputat Costel Șoptică, pentru că și domnia s-a pus umărul la redresarea stațiunii din negocierile pe care le-am făcut. Vă rog, domnul deputat, veniți alături de noi. Fetele de acolo, vă rog să veniți aici. Eu îmi permit să mă dau mai într-o parte și lăs locul tinerilor. Domnul deputat, vă rog, pe un loc celor tineri, vă rog, mai în față. Mulțumim și își va găsi locul în Muzeul de Istorie a Rasei Caracol de Botoșan de la stațiunea de cercetare Popovuț. Doamnelor și domnilor, trecem la top 30 fermieri în anul 2022.